O cană de boabe de nouăt uscat, deci nu nouătul din conservă, 250 de grame, adică se pune la înmuiat cu suficientă apă, minim 8 ore sau peste noapte. Se strecoară după ce a trecut acest timp și se pune într-un blender care are cuțitul fie cu lama în formă de S, fie un termomix. Dacă nu aveți, printr-o mașină de tocat carne. Se adaugă o ceapă mare, dacă vă place mai condimentat, 2 cepe mici, 3 căței de usturoi, o legătură zdravănă de mărar și 2 legături de pătrunjel. Puteți adapta cantitățile după gustul personal. O linguriță sare neiodată, o linguriță coriandru, semințe de cardamom, chimen, scorțișoară, piper negru și o linguriță de praf de copt bio. Se macină, opriți de mai multe ori și măcinați până când totul este uniform măcinat și se obține această compoziție, care se leagă cu încă jumătate de cană de făină de năut, adică boabe râșnite, 4 lingurițe de apă și o linguriță de ulei, un compromis necompromițător. Se amestecă totul bine și se lasă toate ingredientele să se împrietenească împreună, acoperite cu un capac, la frigider 30 de minute. După cele 30 de minute, scoateți aluatul de la frigider și îl întindeți cu ajutorul palmelor, ca să-l impregnați cu energia voastră bună și cu gânduri de iubire și de sănătate pentru întreaga familie, în mod uniform, pe o tavă tapetată cu hârtie de copt bio. Aluatul ar trebui să aibă grosimea de 4-5 mm. Ca să fie mai ușor să-l porționați după ce s-a copt, timp de 20-30 de minute, la 170 de grade, dacă aveți cuptor electric, dacă nu, atenție, verificați, timpul de coacere poate diferi între 20 și 30 de minute, funcție de puterea flăcării. Porționați deci aluatul înainte să-l băgați la cuptor. Nu există o formă standard, folosiți-vă imaginația. Inspirație de moment. Iată, așa arată copt. Pâinicile au consistența unei felii de pâine, pot fi folosite și ca pachetel, pot fi consumate ca atare cu legume crude sau cu paste tartinabile. Cu pastă de susan, bunărel, rețeta în colecția de cărți simplu, sau cu pastă de avocado, rețeta în aceeași colecție de cărți, sau pastă de morcovi, sau pur și simplu legume. Proaspete, poftă bună împreună!